Luni 16 august s-a semnat contractul de finanțare creșterea eficienței energetice a corpurilor A, B, C și D din Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie 2023, iar valoarea acestuia depășește 11 milioane de lei. Proiectul a fost depus de către Consiliul Județean Călăraș prin Programul Operațional Regional 2014-2020 la ADR Sud Muntenia. Astăzi e un eveniment important pentru Consiliul Județean și pentru investițiile pe care noi le-am gândit pentru Spitalul Județean de Urgență Pompei Samarian. Salutăm prezența domnului director ADR Liviu Mușat și a echipei care a conceput acest proiect. E vorba de domnul Eduard Grama, directorul Direcției Dezvoltare, vicepreședinte Samuilă Ion și directorul spitalului Cristi Bogdan Mihai. E vorba de proiectul operațional regional depus pe ață 2014-2020 pentru infrastructură medicală și educațională. Acest proiect înseamnă creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Valoarea proiectului este de 11.563.911.000 lei. E vorba de un proiect care va schimba spitalul, e un proiect care va reuși să dea o imagine nouă la ceea ce noi am gândit și am așteptat de foarte mult timp. A fost o situație destul de complicată pentru că clarificările pe care le-au cerut la spital, noi tot le-am dat că aveam investiții pe care erau în curs și a trebuit să scoatem zone neeligibile cu zonele eligibile ce ne dorim noi pentru Spitalul Județean Călăraș. Și aici aș vrea să dau cuvântul celui care la acea dată a avut încredere și a spus avem una din prioritățile Consiliului Județean, Spitalul Județean de Urgență. Domnule Grama Eduard, ești cel care a inițiat în anul 2018 acest proiect. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună am stabilit că prioritățile județului și ale municipiului încep cu sănătatea, iar imaginea dezolantă a Spitalului Județean Călăraș și astăzi o situație extrem de delicată, pentru că toți în momentul în care ajungem părinți, copii, familie la spital, în primul rând ne uităm la imaginea exterioară a spitalului, iar la acest moment orice optimism dispare în momentul în care ajungi la Spitalul Județean Călăraș. Este un proiect început în 2017, în octombrie, un proiect la care am muncit împreună cu colegii din Direcția de Dezvoltare, un proiect care schimbă și imaginea municipiului Călăraș și un proiect care a fost un dezinteres total al vechii administrații, iar pentru noi o prioritate. Va fi o soluție modernă, o soluție tehnică. Spitalul va fi, ca soluție tehnică, va fi îmbrăcat în alcopont. Va fi o soluție europeană, la standarde europene și pe lângă investițiile realizate de Consiliul Județean împreună cu președintele Consiliului Județean în cei 4 ani de mandat, putem spune că vom avea la sfârșitul anului 2023 decembrie termenul final de execuție un spital în care noi ne putem trata fără a mai merge către centrele de la București sau Constanța. Deci, pe lângă medicii care a adus colegul meu, actualul manager Bogdan Mihai, săli de operații moderne, vom avea și o fațadă a spitalului modernă la nivelul standardelor europene. Fără doar și poate este un moment așteptat de toată lumea. La acest moment, din toată evaluarea pe care am făcut-o, actul medical derulat la nivelul Spitalului Județean de Urgență este mai bun decât există o percepție publică. Am spus lucrul ăsta și înainte, îl spun și acum. Percepția vine, așa cum a spus și Eduard Grama, de la modul în care se prezintă unitatea medicală atunci când vine un pacient. Acest proiect face parte și completează
întreaga noastră viziune despre tot ce înseamnă Spitalul Județean de Urgență, începând de la standardele interne la care trebuie să derulăm activitatea, plus la cele la care vrem să ajungem în ceea ce privește diversificarea. În perioada următoare avem și alte lucruri pe care le integrăm în această viziune, lucruri pe care am certitudinea că deja dumneavoastră începe să le percepeți. Este un moment istoric. Într-adevăr, este o zi importantă pentru Consiliul Județean și pentru comunitatea călărășeană. Până la urmă, toți dintre noi și de familiile noastre, la un moment dat, vrând nevrând, ajungem și la spital. Spitalul, din punctul meu de vedere, ca om și ca consilier județean, tot timpul am fost de acord cu soluțiile propuse pentru dezvoltarea infrastructurii la spital, cu modernizarea secțiilor. Noi, ca și Partid Social Democrat, milităm și totdeauna suntem de acord cu astfel de propuneri și soluții. Într-adevăr, Spitalul Județean nu avea o imagine foarte, foarte bună, chiar dacă la interior, de când a fost preluată către Consiliul Județean, s-au făcut foarte multe amenajeri și, într-adevăr, și financiar ne-a costat foarte, foarte mult, dar era nevoie și de o imagine exterioară, că știți lucrurile, până să intri în interior, te izbești de fațadă, care o să fie o fațadă modernă, cu o fațadă ventilată, cu alcubond. În afară de chestiune tehnice, este și o chestiune de imagine. Ne bucurăm că noi n-am, chiar dacă este o chestiune care a durat foarte, foarte mult, tot timpul am crezut și chiar dacă, prin absurd, spunem că nu s-a semnat acest contract pentru atragerea de fonduri, nu eram hotărâți în Consiliul Județean să alocăm fonduri pentru finalizarea lucrărilor la spital. În rest, urmează o perioadă în care să scoatem la licitație și sperăm ca în scurt timp lucrurile să demareze la această investiție importantă. De celelalte investiții, eu vă propun ca într-o următoare conferință de presă să discutăm celelalte investiții care sunt în derulare și avem lucruri de a vă spune și vă aduce la cunoștință. Domnule director Liviu Mușa, credeți că astăzi am reușit să ajungem la un parcurs destul de greu, că așteptările noastre au fost mari, dar uite că s-a devenit să putem să ajungem la semnarea contractului și la finanțarea celui mai important edificiu al Consiliului Județean, Spitalul Județean de Urgență Pompei Samarian. Și valoarea, și proiectul destul de important, aici colectivul Consiliului Județean le mulțumesc că au reușit să dea clarificările care au fost cerute în mai multe rânduri, și asta să fim semnatarii acestui contract. Da, mulțumesc, domnule președinte. Iată că, deși suntem în creierul verii, în mijlocul verii, căldurile acestea constant peste 40 de grade nu mai contenesc, nu mai prividesc, iată că totuși în județul Călăreaș și în administrația călărășeană activitatea merge din plin și astăzi această activitate este încununată de semnarea unui contract de finanțare foarte important, cel referitor la creșterea eficienței energetice în Spitalul Județean Pompei Samarian. Este important și prin valoare, dar prin faptul că face parte dintr-o viziune, dintr-o politică mai amplă, ceea ce până acum să știți că nu am observat în județul Călăreaș. Proiectele legate, fie că vorbim de proiecte legate de personal, fie că vorbim de proiecte legate de creșterea personală, fie că vorbim de proiecte legate de fluxurile din spital. Deci toate acestea, împreună cu proiecte de investiții, cu siguranță că vor avea ca rezultat creșterea calității actului medical în județul Călăraș. Motiv pentru care nu am decât să vă felicit, domnule președinte, pe dumneavoastră, echipa de la spital, de la Consiliul Județean, toți cei care, consilieri județeni, care vă preocupați de această latură activității atât de importante, cel puțin în această perioadă în țară.
Despre proiect, antevorbitorii mei au spus că va fi o soluție dual compound. Într-adevăr, este o soluție pe care vă pot spune că nu este foarte întâlnită în spitalele din regiunea Submuntenia care au beneficiat de această finanțare. Doar spitalul de la Alexandria, din Telorman, a ales această soluție. Este o soluție nouă. Într-adevăr, este și puțin mai scumpă, dar punând în celălalt taler avantajele pe care ea le are, cu siguranță că a fost aleasă într-un mod fericit. Pe lângă fațade, pe lângă pereți, creștere eficienței energetice în pereți, tot acest proiect, să știți că are ca țintă și alimentarea cu pompe de căldură, deci includerea unor pompe de căldură în sistemul de producere și distribuția agentului termic în spital. Deci nu vorbim numai de, știți că sunt unii mai așa care mai închiți ușa, care puneți acolo niște celuloze. Așa. Nu, iată că vorbim inclusiv, deci Consiliul Județean s-a preocupat inclusiv de sursa de căldură și această soluție cu pompe de căldură nu este una foarte folosită până acum. Sunt convins că cele 30 de luni maxim, mai puțin de 30 de luni pe care le aveți la dispoziție până la gongul final al programului Regio 2014-2020, vă vor fi suficiente atât pentru achiziția proiectului tehnic, dar și pentru desfășurarea licitației și a lucrărilor. Din punctul nostru de vedere, al Agenției pentru Dezvoltare Regională, la fel cum s-a întâmplat și până acum, la fel cum se întâmplă cu toți beneficiarii, vreau să vă asigurăm pe dumneavoastră, pe Călărășeni, că nu vom întârzia sub nicio formă verificările pe care suntem întriduiți să le facem în acest proiect, așa încât, din punct de vedere al banilor, al sumelor nerambursabile din program, proiectul să nu supere deloc. Încă o dată felicitări, succes mult și să dea Dumnezeu până pe 30 decembrie 2023 să participăm și la inaugurarea acestui proiect. Da, știți că domnule director Liviu Mușat și punem și data. Ziua Brâncoveni, ați făcut santimul cu Mulțumesc. Mulțumesc.